obosit deja? No. Ți iau pe microfonul să-mi se aude cum gâfâi? Mai urcăm sau? Da! Go! Of. Numai oamenii quick s-o prez din drumeții. Corect. Dacă e să mă măcar să nu mă... Morcoviu. Dar măcar să știi că ai făcut tot ce ai putut tu. Mulțumesc! Ce prinde să mergem? Uite pe acolo. Uite scări. Uite scări. Hai. Nu prindem, sunt curată în răsăritul. Hai că mergem, grăbim. Nu ne peste noi niște scări. Nu. Sper. Mi lasă gogoși. Da, știu. Deci ne îndreptăm spre punctul de plecare a traseului către muntele Sărădă și, din păcate, porțiunea asta e mergi pe stradă, pentru că nu există trotuar. Deci da, trebuie avut grijă că vin mașini din spate și dacă e ceva mai mare, s-ar putea să te acroșeze. Tuturor. Astăzi am venit să urcăm pe muntele Sărădă, care se află lângă Dubrovnik, mai precis deasupra lui, și o să vă arătăm priveliștea de sus. Sunt câteva activități pe care le poți face să vezi Dubrovnikul de sus. Una dintre activități cea mai cunoscută este să mergi pe zidurile din Dubrovnik, pe City Walls. A doua este să mergi să faci drumeția asta, să mergi cu telecabina, să vezi orașul de sus. Locația, fix punctul de vedere de sus, este și locația Game of Thrones. Se poate urca prin această drumeție și drumeția durează cam 3 ore dus-întors. Sau cu telecabina, cum am zis, durează cam 10 minute, din ce știu, pe sens. Și costă 30 de euro biletul dus-întors de persoană. Da. Noi am ales să facem drumeția pentru că e cea mai rentabilă din punct de vedere activitate-preț. Pentru că, fiind doar 10 minute, în telecabină nici nu prea te bucuri. Plus, din ce am văzut în pliantul lor de la telecabină, nici nu pleacă telecabina fără să fie ocupată de minim 6 persoane. Parcă ziceau, ceea ce înseamnă că o să fie mereu înghesuit și dacă vii odată cu telecabina o să fie aglomerație și la puncte de vedere. Așa că am ales să facem drumeția. Da. Probabil o vom mai face de câteva ori. În seara asta o să încercăm să vedem apusul și am zis să vă luăm cu noi, să vedeți dacă e pe gustul vostru drumeția și dacă vreți să o faceți când veniți să vizitați Dubrovnik. Da, e destul de ușor, având în vedere că nu durează atât de mult, deci eu zic că merită. Nu spunem că e ușor, pentru că încă n-am făcut nimic din ea, e la început. E hype-ul de început, mereu, eu cel puțin mereu am hype-ul de început, hai să mergem, hai să nu știu ce. După 10 minute deja regret ceea ce am zis, dar... Mereu... Da, eu l-am pe ăla de, am ajuns! Până atunci sunt un pic mai coșos. Și, bineînțeles, Andrei e pregătit cu lanternă și cu tot ce trebuie. E târziu, da? Vrem să vedem pe unde să mergem la întoarcere. Așa că, hai să vedem apusul. Drumeția se vede că e destul de populată, adică cam toată partea din ea, da, e cu pietre, dar sunt multe scări și... Sunt făcute multe lucruri care să ajute oamenii să ajungă destul de ok acolo și deja am început drumeția de un minut și deja ne-am întâlnit cu oameni. Da. Deci nu vă gândiți că e cum a fost învelebit. Da. Acolo a fost, oh my god. La Zvetobul 2, unde am fost mirați să vedem alți oameni. Și învelebit în multe trasee că n-am văzut pe nimeni. Da, corect. În ultimele două drumeții pe care le-am făcut noi învelebit nu ne-am întâlnit cu nimeni, niciun om. Ceea ce a fost un pic scary, dar... Măcar nu... Am și avut tot muntele pentru noi. Da. Dacă ești, cum se numește, nu începător, genul
crochează. Așa. E că până acum am văzut doar oameni 40 plus care se facă drumeția. Păi aia mai tine stau în oraș, bă, pisul nu vine aici. Cum ne simțim? Bine. Bine? E foarte frumos. Da, a început să vadă super fain. Așa ceva. Atât de mult, probabil se poate vedea că mai puțin mai sus de cabina. Mai mult de 15 minute. Mai avem. Și acolo cred că plouă la cum se vede lumina soarelui. Dar sperăm să nu vină în pace. Sau să îngeri. Sau așa, sau ungeri. Who knows? Insulele alea mici. Da. Continuăm urcarea. Mai avem cam 10 minute, cam așa. Și cum am spus, e un traseu destul de popular, deci destul de multă lume pe traseu. Din păcate. Ana a zis că e mai aventurieră. Și cu ea pe de dreptul, că era dor de puțin cățărat. Hai să vedem cum se descurcă. Mă descurc, mă las, mă. Dacă n-aș avea camera asta de 10 kg. Doamne. Deci că sunt sărcinată cu camera asta, efectiv. Ai avut puțin adrenalină sau ce s-a întâmplat? Cream că o să fie mai rapid pe aici. Se pare că n-a fost. Putea dacă nu aveam bebele. Bebele. Asta o să fie intro. Nu te ajută, mă! Fucking hell! Hai să o ajutăm pe Alina. Aproape am ajuns sus, mai avem doar câteva minute. Am ajuns pe vârful muntelui Sărădă. Ne-a luat cam 35-40 de minute. Mers, să zicem, destul de ok. Nici prea încet, nici prea repede. Deci cred că cam atât o să faci și tu, dacă o să alegi să urci. Și dacă nu, să iei pauză la fiecare cotitură, cum am văzut cu ceau alți oameni, da. Pentru că noi ne-am grăbit să prindem apusul. Da. Cam asta e view. O să inserăm mai multe clipuri. Da, o să inserăm mai multe clipuri, cum se vede de aici. Eu zic că merită. Adică ajuns să vezi tot orașul Dubrovnik și insulele de pe lângă marea. E un view chiar foarte frumos și dacă ne merești la un apus cum trebuie, chiar merită. Nu ca ăsta? Da, noi n-am avut norocul să fie prea frumos, dar... O să mai facem câteva și data viitoare o să facem și picnic aici. Da. Sau cel puțin sticle de vin, sau pasta cardio. Sau măcar atât. Da. În principiu o să te lovești de oameni, după cum se vede și în... Da, e un traseu, adică e un traseu, e... Nu, o mică dumeție.
mai ales că poți ajunge direct de la bază direct cu telecabină, e foarte aglomerat, adică sunt sute de oameni aici care vin să facă poze, deci nu e chiar o drumeție pe care noi să o recomandăm pentru drumeție, gen pentru întreaga experiență, pentru punctul de belvedere, da. Chiar merită. Și drumeția nu mi se pare că e deloc grea cât să dai 30 de euro pentru a urca cu telecabină. Da, dacă nu te grăbești să zic că vii doar pentru zi în Dubrovnic și ok, vrei să urci până aici să vezi Dubrovnicul de sus, da, ok, ia telecabina și vină dacă chiar nu vrei să pierzi timpul, să zic așa. Dar dacă stai mai mult de o zi, eu zic că merită să urci. Da, pentru că e un preț destul de mare, mai ales dacă ai familie, la 4 oameni, 100 și ceva de euro. Nu da. E. Dar da, e foarte frumos, merită. Drumeția probabil să ne ia, gen, cum am zis, 2 ore jumătate, dus întors. Mm-hmm. Noi am mai stat să facem și niște poze. Da, să facem poze. Da. Îți recomandăm să ții o geacă, dacă vii la apus, se lasă destul de frig. Când am urcat eu am mers în tricou și acum mi-e frig cu geaca pe mine, deci... O geacă, apă, pentru că nu sunt magazine și mai ales, chiar dacă e o chestie ușoară, neapărat bocanci, poți să faci... drumeția și cu sneakers, dar o să te chinui pentru că sunt pietre peste tot. Da, și o să te lovești la picioare. Nu sandale și nu șlapi, pentru că știu că sunt oameni care fac asta vara. Noi nu recomandăm, mai ales că vara sunt șerpi pe traseu, ceea ce poate deveni un pericol foarte mare. Da. Apă, pelerine de ploaie, pentru că în cazul în care plouă e foarte rău. Da. Nu e nevoie de bețe, noi n-am avut nevoie și nici nu cred că ajută foarte tare. Da, e okay. Mâncare nu cred că ai nevoie pentru că e foarte puțin în traseu. Dar, de ploaie este ferește. Cred că am văzut pe partea cealaltă unde trec cabina, o să mergem după acum, să vedem. Cred că este și un bal sau ceva și știu că aici sus este un muzeu. Am uitat ce muzeu este, dar în clădirea care se vede de jos din Dubrovnik și pe imagini este un muzeu. O să inserăm ce muzeu e, că am uitat complet. Nu știu ce muzeu e, dar sigur e lângă telecabina, să poți să stai să bei bere sau ceva, cum e peste tot. Da. Deci cam asta e. Da. Vă mai dăm și ceva filmare de la întors, dacă mai poate GoPro-ul. Și acum o să vă arătăm cum arată apusul. Dacă se vede pe cameră, dar e plin de leși pe aici, au început să iasă. Tocmai am văzut o mașină trecând pe aici, pe lângă clădirea asta, pe lângă muzeu și pe lângă turnul pe care l-ați văzut luminat. Deci se poate ajunge aici și cu mașina. Deci, dacă nu vreți să faceți drumeția sau să luați telecabina, puteți să vedeți cum puteți ajunge cu mașina, să luați un Uber sau să veniți cu mașina personală. Tocmai am ajuns la bază, de unde începe traseul. Am făcut 35 de minute la întoarcere și... 35 de minute de la întoarcere. Da. Și am avut nevoie de o lanternă ca să ajungem cum trebuie. Cum a fost, Alina? A fost, așa cum am zis, de la punctul de belvedere, foarte frumos. Punctul de belvedere extraordinar. Vezi tot orașul, atât centrul Dubrovnicului și orașul, tot orașul, cât și câteva dintre insulele de lângă Dubrovnic. Da. Priveliștea frumoasă, recomandăm pentru apusul, pentru că e ceva mai special. Fiți cu băgare de seamă că e aglomerat și e nevoie de lanternă neapărat dacă veniți la apus. Da. E nevoie de bocanci, așa cum am zis, nu papuci așa. E nevoie, din punctul meu de vedere, de ceva, chiar dacă e cald, ceva polar, nu fustă, rochie sau chestii genul ăsta, pentru că sus e destul de rece. Și da, cam atât. E... Da. Ok și pentru copii și pentru oamenii care nu sunt neapărat în cea mai bună stare, că traseul e chiar ok, adică... Da, nu-mi face așa mult. Da. Da. Sperăm că v-a plăcut. Și sperăm că o să-l încercați și voi. Da. Să ne spuneți ce părere aveți, să ne dați un subscribe, lăsați un comentariu și pe data viitoare. Și
sperăm că vă place contentul nostru din Dubrovnik. Următoarele clipuri cred că vor fi itinerariul și turul pentru Game of Thrones. Deci stai aproape!